Cu ajutorul bunului Dumnezeu, ne găsim acum la ultima pereche de comunicări ale simpoziumului nostru, simpozion care s-a desfășurat pe trei seri, durata trei seri. Iată-ne acum la sesiunea numărul 10, cu o temă foarte interesantă și importantă, etică, experiență și ecumenism, în concepția noii reforme apostolice. Fac aici precizarea că obiectivul nostru prin acest simpozion a fost să tragem un semnal de alarmă analizând profilul teologic, în mod deosebit profilul teologic al acestei mișcări și, desigur, în urma acestui semnal de alarmă, dumneavoastră, noi toți, cumpănim în lumina cuvântului Domnului unde stau lucrurile și de ce trebuie să ne ferim. Prezenta comunicare care ne stă înainte va fi susținută de pastor doctor Leonard Semenia, căruia îi spunem din nou bun venit în simpozionul nostru. Frate Leonard, aveți cuvânt. Iubiților, mă bucur căci din nou putem să ne uităm la acest subiect atât de important pentru fiecare din noi. Înainte de a începe materialul care l-am pregătit, aș dori ca să vă atrag atenția doar la două versete deosebit de importante vis-a-vis de subiectul nostru. Aceste versete se găsesc în 1 Corinteni, capitolul 15. Voi citi versetul 33 și 34. Un text cu care suntem fiecare din noi obișnuiți, și anume: nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Căci sunt unii dintre voi care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Subiectul care mi s-a încredințat la acest seminar este etica, experiența și ecumenismul în concepția NAR. Contextul din capitolul 15 din 1 Corinteni dovedește că, pe lângă celelalte probleme majore din Corint, era și o problemă doctrinară. O doctrină de bază care era sub atac. Unii învățători, în alte cuvinte, au luat-o razna. Versetul 12 spune: cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Oare chiar contează învățătura? Oare chiar contează doctrina care se propagă de la învonul bisericii? 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 16 spune că da. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. În contextul asocierii cu cei care aduc învățături false, eretice, Duhul Sfânt enunță următoarele cuvinte care le-am citit: nu vă înșelați. Tovărășiile, asocierile rele strică obiceiurile bune. Pentru a informa comunitatea evanghelică, penticostală, baptistă, creștin după Evanghelie, în ce privește o înțelegere biblică vis-a-vis de mișcarea ecumenică și relația ei în concepția NAR, vom explora în seara aceasta patru laturi distincte. Întâi, vom privi în Scriptură și vom defini cuvântul transliterat oicumene, apoi, pentru a putea înțelege mișcarea și dezvoltarea ecumenismului în conceptul NAR, vom prezenta un scurt istoric al mișcării ecumenice, apoi, în al treilea rând, vom urmări atitudinea vis-a-vis de mișcarea ecumenică în sânul penticostalismului clasic și în sânul mișcării carismatice,
și apoi și în sânul mișcării neocarismatice, care include și mișcarea NEA. În final, vom prezenta concluzii biblice și vom articula un răspuns penticostal clasic sau poate mai bine zis penticostal biblic. Întâi deci, privind în Scriptură, vom defini cuvântul transliterat oicumene. În Biblie, cuvântul tradus ecumenism nu este folosit în sensul modern a cuvântului deloc. Nuanța, definiția modernă a ecumenismului este, după cum vom vedea, o unitate vagă prin care se intră pe o poartă largă și apoi se umblă pe o cale lată și nebuloasă. În limbajul zilei, mișcarea ecumenică se poate caracteriza prin cuvintele unire fără multă gândire. Cuvântul grecesc oicumene apare de circa 15 ori în Noul Testament și provine din grecescul oikos, care înseamnă casă, și grecescul meno, care înseamnă locuință. Oicumene, deci, se referă la pământul locuit. În articolul intitulat Penticostalism și ecumenism, trecut, prezent și viitor, profesorul dr. Amos Young, de la seminarul Fuller, admite că termenul nou testamental, ecumenism, nu ne ajută deloc în înțelegerea mișcării ecumenice. În alte cuvinte, și cei care susțin vehement mișcarea ecumenică, cum o susține profesorul dr. Amos Young, admit că în ce privește cuvântul folosit de Dumnezeu Duhul Sfânt de 15 ori în Noul Testament, nu avem niciun suport biblic pentru mișcarea ecumenică. Realitatea este, de fapt, că cel multe din pasajele biblice unde apare cuvântul oicumene, contextul este unul de amăgire, de înșelare, rătăcire și judecata lui Dumnezeu. Spre exemplu, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, care folosește acest cuvânt oicumene, care este tradus întreaga lume, are nuanța căci diavolul șarpele cel vechi este acel care înșală și amăgește lumea întreagă. 2. Pentru a putea înțelege mai bine mișcarea ecumenică și totodată pentru a dezvolta în înțelegerea noastră, va trebui ca să prezentăm un scurt istoric al mișcării ecumenice. Mult este de spus vis-a-vis de această istorie, dar ne vom concentra la esențele care ne privesc pe noi. Deci să urmărim contextul în care s-a născut mișcarea ecumenică. Trebuie neapărat, pentru aceasta, să privim un pic în urmă la sfârșitul secolului 17 și la secolul 18, care, puse împreună, sunt numite în literatură secolul necredinței, în engleză The Age of Unbelief. În Germania, această epocă a necredinței a luat numele Aufklärung, adică Enlightenment, iluminarea. Scriptura, în vremea aceasta, a fost înlocuită cu rațiunea păgână umană, care a devenit singura sursă prin care se putea cunoaște și dovedi adevărul după înțelegerea lor, bineînțeles. Această epocă a produs filosofi renumiți, Immanuel Kant ca și unul și David Hume, dar a și produs pe acel care este cunoscut în istorie și în biserică ca fiind tatăl teologiei liberale, și anume pe Friedrich D. E. Schleiermacher. Este clar că raționalismul umanist păgân a contribuit la necredința lui Schleiermacher.
Aceasta se vede în anul 1787, în scrisoarea trimisă de la seminarul unde a fost trimis de tatălui, și tatălui a fost un om pios, un om al lui Dumnezeu, Schleiermacher, tânărul Friedrich, trimite o scrisoare către tatălui unde spune următoarele și îl citez. Nu pot crede că el, că Iisus, care s-a numit Fiul omului, nu pot crede că Iisus era Dumnezeul etern. Nu pot crede în moartea lui ispășitoare. Uitați unde aduce raționalismul din secolul acela. Într-un efort șiret de a rezolva problema personală a necredinței lui vis-a-vis de Scriptură, Schleiermacher propune o nouă gândire, deci un fel de reformă, o nouă hermeneutică și o nouă reformă care urma să-și pună amprenta pe creștinismul liberal, pe ecumenism și pe NEA. Adoptând romanticismul lui Rousseau și panteismul lui Spinoza, Schleiermacher a făcut afirmația care are ecou puternic în ecumenism și în NEAR și adeseori, din nefericire, chiar la noi acasă. Această afirmație spune: creștinismul și religia nu se bazează pe doctrină și pe atâta învățătură, ci mai mult pe sentimente, pe intuiție și pe experiență. Nu ne bazăm crezul nostru pe ce este scris, în alte cuvinte, ci pe ce am trăit și pe ceea ce simțim. De aici pornește, în epoca modernă, zicala populară folosită de Bill Johnson. Și îl citez. Dar pentru a-L urma pe Iisus, trebuie să fim dispuși să urmăm fără hartă, adică fără cuvântul sfânt. Să mergem dincolo. Unde? Profesorul Stas a notat în locuri mistice, în ocultism și în New Age, la o altă Evanghelie, la un alt Hristos și la un alt Duh. Propagarea subiectivismului lui Schleiermacher a plantat trei sămânțe care au încolțit și au favorizat atât mișcarea ecumenică cât și NEAR-ul din secolul trecut. Prima sămânță este notată în felul următor. Scriptura a devenit roaba sentimentelor și a experiențelor. Spus altfel, nu Scriptura, ci experiența personală este importantă. A doua sămânță. Realitatea obiectivă găsită în Scriptură, deci adevărul Scripturii, a fost înlocuită cu învățătura relativistă în care instinctele umane, gândite în natura păgână umană, erau unite cu Duhul Universului. În Schleiermacher. A treia sămânță a eliminat exclusivitatea Domnului Iisus Hristos pentru mântuire. În alte cuvinte, nu doar creștinismul ne poate aduce la mântuire, la conectarea cu univers în termenii lor, și acesta s-a înlocuit cu o pluralitate religioasă. Observați semințele de ecumenism gata plantate. Schleiermacher a propagat ideea eronată care spune că Dumnezeu este unit cu toți oamenii prin elementul religios din om. Uitați-vă la influența panteistă a lui Spinoza. Ceea ce a semănat în secolul necredinței, deci secolul 17 și 18, a încolțit și a produs rod la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului trecut, secolul 20. Majoritatea confesiunilor religioase au acceptat teologia liberală
în gândirea lor. Seminariile biblice au îmbrățișat teologia liberară, care ataca vericitatea Scripturii. De fapt, nu era considerată o universitate bună științifică dacă nu ai îmbrățișat astfel de idei eronate și periculoase și eretice. S-a ridicat o nouă generație de predicatori produși de seminariile liberale care nu credea în Scriptură, nu cunoștea Scriptura și, din nefericire, cum spune cuvintele scrise de Duhul Sfânt în pasajul care l-am citit din Corinteni, nu cunoștea nici pe Dumnezeu. Aceștia au ajuns în fruntea denominațiunilor și aceștia au ajuns la avoanele bisericii în vest și în Europa, bineînțeles. Ei, în acest context, la începutul secolului 20, anul 1900, pornește mișcarea ecumenică modernă. Această mișcare ecumenică poate fi împărțită în trei faze distincte. Prima fază are un început oficial al ecumenismului modern la conferința de misiune din Edinburgh, Scoția, în 1910. În prima fază, și prima fază continuă până la fondarea Consiliului Mondial al Bisericilor, în engleză World Council of Churches, care a avut loc în Amsterdam în 1948. În această primă fază, de la 1910 până la 1948, prezenți sau marea majoritate de participanți erau anglicani și protestanți. A doua fază începe cu fondarea Consiliului Mondial al Bisericilor, cum am enunțat, The World Council of Churches, în Amsterdam, și se sfârșește după 20 de ani la a patra întrunire de World Council of Churches în Uppsala, Suedia, în anul 1968. În perioada aceasta s-a adăugat comunitatea ortodoxă răsăriteană. Deci, în acești 20 de ani nu mai au fost doar anglicani și protestanții, ci a venit și comunitatea ortodoxă. Apoi, în această perioadă coincide cu Vaticanul II, lucru foarte important, care este între anul 1962 și 1965. Acest Vatican II a confirmat participarea, în ghilimele, în plin a comunității romano-catolice. Deci, la sfârșitul perioadei, de a doua perioadă, a doua fază a mișcării ecumenice, avem anglicanii și protestanții, avem ortodoxii și avem romano-catolicii împreună. A treia fază, în mișcarea ecumenică modernă, a început în anul 1968 și continuă până în prezent. Această perioadă se caracterizează prin pluralismul religios. Observați pe Schleiermacher, care în anul 1700-1800 și ceva, a început să pună sămânța gândirii că nu este mântuirea doar în Hristos. Aceasta a încolțit și a crescut și în faza actuală a ecumenismului, nu că celelalte erau bune, dar în faza actuală este și mai clar că este o problemă mare vis-a-vis de pluralism. Acum, întrebarea este, da, dar ce înseamnă pluralitatea religioasă ecumenică în viețile noastre și pentru Biserica Domnului Iisus Hristos de astăzi? În contextul cristologic, permiteți-mi să îi las pe teologii lor să vorbească și Kinemon, în cartea scrisă, o carte de căpătâia mișcării ecumenice, scrisă de ei, bineînțeles, Kinemon, în cartea The Ecumenical Movement, la pagina 418 la 419, documentează bine ce înseamnă cristologia lor. Ascultați. Citez. Pentru că am trăit
și am văzut bunătatea, adevărul și sfințenia în persoane care sunt pe alte căi, care nu au nimic de a face cu Iisus Hristos, suntem obligați să ne confruntăm cu toată seriozitatea și să întrebăm și să răspundem la întrebările ridicate de instrucțiunile dialogului din 1979 privind activitatea creativă universală a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Ca atare, ne găsim obligați să recunoaștem că nu putem constrânge mântuirea unei persoane doar prin credință în Iisus Hristos. Deci, sentimentele, constatarea personală, rațiunea personală, înlocuiește mesajul clar al Bibliei, căci nu este mântuire în alt nume, în afară de numele Domnului Iisus Hristos. Iubiților, nu trebuie să ezităm să spunem că aceasta este o altă evanghelie. Nu trebuie să ezităm să spunem că aceasta este o doctrină a dracilor. Cei care nu recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor și singurul Domn și Mântuitor nu se pot numi creștini, dar sunt în mișcarea ecumenică. Ce înseamnă pluralitatea religioasă în contextul nu doar cristologic, ci pneumatologic? Aceeași sursă spune, suntem foarte clari, deci, că trebuie să răspundem afirmativ, pozitiv, la întrebarea ridicată în dialogul din 1979. Și pe pagina 419 și 420 spune și citez, este corect, drept și ajutător să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în afara bisericii creștine, ca fiind lucrarea Duhului Sfânt. Deci începem să primim un pic de înțelegere vis-a-vis de cum adoptează concepții New Age și încearcă să învețe chiar de la budiști ce trebuie învățat. Ca și cum Sfânta Scriptură este insuficientă. Din nou clar, aceste lucruri ar trebui să ne atragă atenția, să fie o alertă extraordinară, să sune o alarmă extraordinară, căci teologia mișcării NAR, gândirea, muzica lor, este putredă de la rădăcină. Sunt două principii de bază pentru participanții în mișcarea și în dialogul ecumenic, spun ei. Întâi, considerăm ca necesar și indispensabil pentru a elimina orice suspiciune și amărăciune între bisericile care participă în mișcarea ecumenică, să eliminăm orice tendință de a atrage și de a prozelitiza adepții altor mărturisiri. Ce este notat tot în aceeași carte, pe pagina 12. În alte cuvinte, dacă ești penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, în mișcarea ecumenică, nu ai voie să predici Evanghelia celor care sunt ortodoxi, romano-catolici, budiști, hinduși și musulmani. Nu avem voie să spunem în ghilimele fraților noștri că sunt greșiți, că sunt eronați, că de fapt este un pluralism religios și putem să învățăm de la ei. Stăm la masă sau la o cafea cu budiștii și să vedem ce a făcut Duhul Sfânt în viața lor și în comunitatea lor. Este uluitor ca teologi care se numesc penticostali, teologi care se numesc oameni născuți din nou, să nu vadă erezia și pericolul mare în această mișcare. Apoi, al doilea principiu.
Apoi, răstălmăcind Efeseni, capitolul 3, versetul 6, ei scriu în aceeași carte, citez, mai presus de toate, dragostea, cuvântul cheie, dragostea trebuie să fie înflăcărată și să crească în biserici. Observați cum combina adevărul cu minciuna. Este de natură diabolică, iezuită. Ca să nu ne considerăm străini unii față de alții. Ca să ne considerăm ca neamuri. Făcând parte împreună în casa lui Dumnezeu și moștenitori. Membri în același trup și părtași făgăduinței lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Deci împreună cu greco-ortodoxul, împreună care se închină la icoane, la moașe, suntem de aceeași credință, de același neam și moștenim aceeași împărăție a lui Dumnezeu, doar alte căi. Exerciții care au intenția să ajute în unitate au fost publicate tot în această carte. Ei menționează 11 exerciții esențiale pentru ca unirea să crească în comunități. Eu voi citi doar 7 din ele care sunt deosebit de importante și relevante pentru noi. Și vizează și NEA-ul. Primul exercițiu. Legături strânse între reprezentanții din toate bisericile. Deci, tovărășiile rele, legături strânse. 2. Legături strânse între școlile teologice și profesori de teologie, prin schimbarea experiențelor și scrieri cenzurate de comisii, prin lucrări publicate, lucrări care țintuiesc, bineînțeles, agenda ecumenică. Deci ia studenții din un institut sănătos și trimite-i la niște vedete din punct de vedere teologic, cu reputație și cu istorie, ca să trezească în ei spiritul ecumenic. 3. Schimburi de studenți care participă la școli și aud profesori și de alte confesiuni. 4. Convocarea conferințelor pentru cercetarea întrebărilor de interes comun, care are menirea de a lucra cum lucrează clocotirea unei broaște în apa caldă. Apoi, următoarea, practicarea respectului reciproc pentru practicile din alte confesiuni. În alte cuvinte, trebuie să respectăm conștiința fiecăruia și dacă greco-ortodoxii merg la moașe pentru a primi putere să le serute, trebuie să respectăm și să nu comentăm. Icoanele, transubstanțierea, cultul Fecioarei Mariei, purgatoriu, indulgențe, Râsul Sfânt, școala de profeți, apostoli, vizita la morminte pentru a primi putere, îndumnezeirea, toate acestea trebuie să fie practicate și membrii din această mișcare ecumenică trebuie să aibă respect reciproc pentru astfel de practici. Nici n-am vorbit despre practici hinduse și budismul, cum este yoga, care deja a fost adoptat în multe biserici evanghelice din nefericire. Și apoi, un alt exercițiu, rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei de căsătorie între participanții de alte confesiuni. În alte cuvinte, dacă un penticostal se căsătorește cu cineva din biserica ortodoxă răsăritiană, cum este în România, trebuie ca să admiți că pot rămâne dacă vor ei în biserica ortodoxă și nu și-a pierdut credința și toate merg cum au mers până aici. Deci însoțirea pocăiților cu nepocăiții.
Participarea și ajutorarea la activități civile este ultimul exercițiu care îl voi menționa, la activități civile, religioase și de caritate. Activism social, politic și zile și programe de rugăciune împreună. Ați auzit că se fac seri de rugăciune sau timpuri de rugăciune în care cei care sunt din toate bisericile din România, și mormonii, și cei din alte confesiuni, liniștit, care au altă credință, pot să vină să se roage. Aici concludem scurtul istoric pentru a înțelege mai bine mișcarea ecumenică și NAR în rădăcina ei și în teologia și în gândirea ei. 3. Vom urmări atitudinea vis-a-vis de mișcarea ecumenică în sânul penticostalismului clasic, în sânul mișcării carismatice, în sânul mișcării neocarismatice, care include și mișcarea NAR. O definiție a termenilor scriși în New International Commentary of Pentecostal and Charismatic Movements prezintă trei grupări distincte. Prima grupare se numește penticostalismul clasic. Este mișcarea care își găsește rădăcina, cel puțin din punct de vedere american, din punct de vedere, fac o paranteză, din punct de vedere românesc, nu este aceeași, dar din punct de vedere american, este notat la Azusa Street din Los Angeles între anii 1906 și 1909. În anul 2000, numărul lor de penticostali clasici era de 65 de milioane și au fost compuși în mare măsură de membrii din Assemblies of God și Church of God. 2. Reînnoirea carismatică este mișcarea care îți găsește rădăcina în anii 1960-67, aflată în bisericile protestante, în comunitățile ortodoxe și în comunitățile romano-catolice. În anul 2000 au numărat 175 de milioane de persoane. Comparând cu penticostalismul clasic, este aproape de 3 ori mai mult. Apoi, a treia categorie, notat în noul dicționar de mișcarea penticostală și carismatică, avem pe cei care sunt numiți neocarismatici, care include și prinde pe restul. Această grupare pune accentul pe ce numesc ei, în ghilimele, lucrarea Duhului Sfânt și carisme. NAR se află în această grupare. Această grupare, în anul 2000, a numărat 295 de milioane. A depășit aproape dublu chiar și reînnoirea carismatică. După cum vedeți, penticostalii clasici sunt o minoritate și în descreștere comparând cu ceilalți. Vedeți de ce, din punct de vedere pragmatic, nu teologic, este atât de greu la ora actuală, în anul 2020, pentru penticostalii clasici americani să facă ce au făcut în anul 1940 și 1950, când au condamnat clar manifestările The Sons of God și Latter Rain Movement. A spus că este o mișcare eretică în afara principiilor și învățăturilor biblice. Ei, la ora actuală, nu mai au o majoritate numerică, au presiuni financiare, presiuni politice și de aceea, deși parcă cu o parte a gurii o condamnă, cu altă parte o îmbrățișează. Atitudinea acum a penticostalismului clasic vis-a-vis de ecumenism. Vom împărți între această categorie a penticostalismului clasic
între părerea academică penticostală și părerea bisericilor prin organizații. În ce privește academia, Academia Penticostală, nu cea de la București, să fie clar lucrul acesta, nu cea de la București, vorbesc despre Academia americană și europeană, încearcă din răsputeri să ne convingă că a fi penticostal înseamnă, prin definiție, a fi și ecumenic. Miroslav Volf și Amos Young sunt capitanii acestei propagande. Profesorul dr. Amos Young este un ecumenic pluralist convins. În articolul intitulat Penticostalism și ecumenism, trecut, prezent și viitor, argumentează vehement pro-ecumenismului. Din ce privește Biserica Penticostală, în 1961, la Conferința Penticostală Mondială în Ierusalim, general superintendentul de la Assemblies of God, deci persoana pe poziția 1 în Assemblies of God, cum este fratele pastor Moisică Ardeleanu, pe vremea aceea era Thomas Zimmerman în Assemblies of God, articulează poziția oficială vis-a-vis de ecumenism. Îl citez. În ultimele săptămâni s-a publicat că trei confesiuni penticostale au aplicat pentru a fi membri să intre în dialog cu World Council of Churches. Două în Chile și una în Iugoslavia. Noi nu cunoaștem aceste grupări și nu știm motivul pentru care au dat mâna cu World Council of Churches, mișcarea ecumenică. Dar, fraților, zilele de astăzi nu sunt zile în care ne putem permite acest fel de compromis. Indiferent de eforturile de la World Council of Churches, mișcarea ecumenică, care ne numesc pe toți frați, noi suntem la o mare distanță, kilometri, spune el în engleză, miles apart, or miles apart, unii față de alții. Nu putem intra în aceeași cameră în ce privește gândirea. Nu ne putem permite, continui citatul, nu ne putem permite să compromitem doctrinele de bază incluzând, 1. Infalibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, care deși este pronunțat într-un articol, nu este practicat și nu este crezut. Traducerea, fac o scurtă paranteză, traducerea The Passion Narrative este o clară dovadă a acestui lucru. 2. Nașterea din Fecioara Maria, altă doctrină de bază care nu se poate compromite. Moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, nu se poate compromite. Învierea trupească și revenirea trupească a Domnului Iisus Hristos. Toate lucruri care nu trebuiesc crezute, mărturisite pentru a intra în mișcarea ecumenică. Citatul de mai sus a fost în anul 1961. După aproape 60 de ani, în anul 2020, rămâne de văzut care va fi poziția oficială americană vis-a-vis de mișcarea ecumenică. Vom vedea dacă presiunea Academiei Penticostale își va exercita forța de a-i convinge să se înroleze. Nădăjduim și ne rugăm că nu se va întâmpla astfel de lucru. Acum, haideți să vedem atitudinea carismatică vis-a-vis de ecumenism. Aici sunt două categorii. Sunt carismaticii din latura protestantă și această mișcare a început în anul 1960 la Episcopalians, în limba engleză, din Van Nuys, California. Apoi a fost preluată de persoane ca și David J. Duplace, care a fost penticostal în Assemblies of God,
dar când a început să flirteze cu mișcarea ecumenică, a fost dat afară din Assemblies of God și din nefericire a fost reprimit, fără să-și schimbe poziția vis-a-vis de ecumenism. Deci, mișcarea carismatică la protestanți a fost preluată de David Duplessis, de Oral Roberts, de Demo Shakarian, care au confirmat o mare deschidere vis-a-vis de ecumenism. Lozinca acestora au fost următoarele două. Steagul nostru este dragoste. Dumnezeu iubește toată lumea și noi trebuie să iubim. Aceasta este lozinca lor, care sună foarte frumos, dar fără conținut. A doua lozincă este: nu mă interesează la ce biserică aparții. Nu mă interesează crezul tău. Haideți să venim să ne închinăm împreună. Că vă dăm o muzică de la Bethel Reading, de Jesus Culture, de Hillsong, care are menirea ca să stingă capacitatea discernământului, să te hipnotizeze și apoi nu mai contează ceea ce crezi. Din nou, sămânța plantată de Schleiermacher în secolul XVIII a început să încolțească și este vie, din nefericire, chiar în comunitățile creștine. Asta a fost prima categorie din mișcarea și atitudinea carismatică vis-a-vis de ecumenism. A doua categorie sunt carismaticii din latura romano-catolică, care au început oficial în anul 1967 în Pittsburgh, Pennsylvania, și în Bogota, Columbia. Deci, mișcarea carismatică, prin definiție, este ecumenistă și este o aprobare în plin a ecumenismului. Atitudinea neocarismatică, NAR, vis-a-vis de ecumenism. În Vaticanul II, de la 1962 la 65, s-a confirmat că Roma era gata să se unească cu hindușii, cu musulmanii și cu alte religii. S-au făcut schimbări mari în Vaticanul II. Una din aceste schimbări era pluralismul religios, care a deschis participarea și preluarea mișcării ecumenice de romano-catolici. În particular, notează Vaticanul II, evanghelicii, care înainte erau considerați eretici, deci eu și dumneavoastră eram considerați eretici, de atunci, de la Vaticanul II, sunt priviți ca frați despărțiți și trebuie încetul cu încetul aduși înapoi la comunitatea romano-catolică. Lozinca aceea că toate căile duc înspre Roma este renăscută. Efectul în mișcarea NAR sau mișcarea carismatică, mișcarea aceasta modernă pe care o analizăm în mod biblic și critic, bineînțeles. Efectul: pe data de 23 iunie anul 2014, Papa Francis, primul iezuit ca să fie papă, Papa Francis se întâlnește la Vatican cu 8 protestanți, printre care se află și acel Word of Faith Movement, care este promovat și de Bethel Reading, care este promovat și de Hillsong și de toate cântările lor, Kenneth Copeland. Despre el am vorbit cu 2 zile înainte, vis-a-vis de doctrinele străine în ce privește credința și de Evanghelia străină și de Duhul străin. Da, Kenneth Copeland se întâlnește cu Papa Francis 23 iunie 2014. 10 iunie 2016, Mike Bickle de la International House of Prayer, Che-An de la Harvest International și Chris Valtun de la Bethel Reading și Stacy Campbell de la NAR au avut o întâlnire specială cu Papa Francis.
Octombrie 2017, Kenneth Copeland spune, și nu uitați, Kenneth Copeland este considerat unul din generalii mișcării carismatice New Apostolic Reformation. Bill Johnson, Todd Bentley, toți acești mari oameni care au un nume mare, îl consideră ca unul din părinții și participanții majori, ca un exemplu în învățătură și ca cel care ne conduce pe calea cea bună. Kenneth Copeland spune, sunt, și-l citez, sunt 500 de ani de când protestăm. În alte cuvinte, reforma protestantă a fost cam o greșeală. Se putea și fără. Deci, sunt 500 de ani de când protestăm. Ce rupere mare de biserică care a durat 500 de ani să ne împăcăm. Observați, observați subtilitatea și sămânța diabolică plantată. Dar, în sfârșit, spune el și îl citesc, dar în sfârșit, acel demon bisericesc care a rupt protestanții de romano-catolicii a căzut. În alte cuvinte, la 500 aniversare de reforma lui Luther, care a fost marcată pe 31 octombrie. Permiteți-vă, rog, o intervenție. V-aș ruga să verificați dacă nu cumva microfonul este atins de ceva, pentru că avem un zgomot neplăcut pe transmisie. Așa. Verific acum, 1, 2, 3, este bine? Se aude rău. Se aude rău. Așa. Sper să nu fie ceva intern. Da, cred că dacă nu se aude bine, cred că va trebui să facem o pauză. Încercați să faceți switch pe telefon. Să vă reconectați. Cercați, vă rog. Așa, sigur că da. Trebuie să luăm o mică pauză, având în vedere o problemă de natură tehnică apărută pe transmisia via Statele Unite România. Fratele Leonard se va reconecta câteva momente și își va continua apoi prelegerea. Oricum, subiectul prezentat este un subiect foarte important și interesant, care cu siguranță va stârni întrebări, va stârni discuții. Vă rugăm să ne trimiteți întrebările pe care ați vrea să le aducem în discuție, cu precizarea că ne dorim ca aceste întrebări să fie la subiect. Observ pe chat discuții care sunt lângă subiect. Vă rog frumos pe cei care ne urmăriți, focalizați-vă pe temă și pe dezbaterea pe care o avem în curs. Nădăjduim că fratele Leonard este deja online. Vă rugăm să aveți cuvânt. Da, o scurtă examinare este mai bine? E perfect. E perfect. Mă bucur. Așa, ne apropiem de concluzie. După ce spune acest șef al NAR-ului, acest general considerat de ei, concluzia lui este că s-a terminat cu reforma, nu mai protestăm nimica, romano-catolicii și evanghelicii sunt împreună. Comunicatul din 31 octombrie 2017, care sărbătorește 500 de ani de la reformă, intitulat, scrisă de luterani și catolici, intitulat De la conflict la părtășie, comemorarea comună luterană-catolică a reformei în anul 2017, în paragraful 14 notează și ne explică părerea lor vis-a-vis de mișcarea penticostală și carismatică, și anume, de mai bine de 100 de ani, mișcările penticostale și alte mișcări carismatice au devenit foarte răspândite pe tot globul. Aceste mișcări puternice
au prezentat noi accente care au făcut ca multe dintre vechile controverse confesionale să pară învechite. În alte cuvinte, am reușit să eliminăm doctrina și scriptura. Mișcarea penticostală, continui citatul, mișcarea penticostală este prezentă în multe alte biserici sub forma mișcării carismatice, creând noi puncte comune și comunități peste granițe confesionale. Astfel, această mișcare deschide noi oportunități ecumenice, creând în același timp provocări suplimentare care vor juca un rol semnificativ în respectarea reformei din anul 2017, închei citatul. Concluzii. Concluzii la poziția mișcării NAR și răspunsul Rome. Afirmația de mai sus confirmă încă o dată căci pentru a avea succes mișcarea ecumenică în cadrul evanghelic, această mișcare ecumenică trebuie prezentată unui public care și-a înlocuit respectul și dragostea pentru Sfânta Scriptură ca fiind cuvântul fără greșeală al lui Dumnezeu și a înlocuit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu cu pragmatismul și cu teologia liberală. În alte cuvinte, pentru ca ecumenismul și mișcarea NAR să aibă succes, Scriptura trebuie luată din biserică și subiectismul promovat. Este o clară învățătură care a fost semănată de Schleiermacher. Care este răspunsul biblic cu care vom conclude? Pentru că timpul a expirat, permiteți-mi doar să citesc câteva fraze. Ca și creștin care m-am născut și am crescut în tradiția română penticostală, născut în Timișoara, la Biserica Elim Timișoara, pe undeva am adoptat și eu ideea că suntem imuni vis-a-vis de infecția cu virusul amăgirii, învățăturii nebiblice, învățături eronate și erezii. Ne-am crezut deasupra acestor lucruri. Deși am avut o înțelegere a Scripturii și prevenirile lăsate de Duhul Sfânt în Scriptură, parcă nu ne-am dat seama cât de subtil și cât de ușor intră învățăturile străine care aburează vederea personală, intră în familie, în biserică și în seminarii. Unul din scopurile principale a acestui simpozion științific a fost și rămâne ca în dragostea prescrisă de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm cu băgare de seamă la căile noastre, Hagai capitolul 1, versetul 7, și să vedem unde stăm. În călăuza Sfintei Scripturi, prin puterea miraculoasă a Duhului Sfânt, este timpul să privim la căile noastre și să vedem dacă sunt de fapt după Scriptură. Nu uitați 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33 și 4. Nu vă înșelați în contextul ecumenic. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Celelalte recomandări, care sunt mai multe, va trebui ca să așteptăm până, dacă ne ajută Dumnezeu și ne dă viață, va apărea articolul publicat la acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi, fratele păstor Leonard Semenea, pentru prezentarea dumneavoastră. Sigur că problema ecumenismului este o problemă complexă, cu multiple fațete. Am primit din partea ascultătorilor noștri mai multe întrebări pe care am dorit să le avem în atenție. O primă întrebare este pusă de unul dintre cei care ne urmăresc. Considerați că Alianța Evanghelică din România, deci vorbim de Alianța Evanghelică din România, este o mișcare ecumenică? O precizare, Alianța Evanghelică din România reprezintă
colaborarea între trei biserici, Biserica Pentecostală, Biserica Baptistă, Biserica Creștină după Evanghelie, în înființarea unei asociații, statut juridic, menită să apere interesele Evangheliei propovăduite prin aceste trei biserici. Cum interpretați în lumina mișcării ecumenice această cooperare, iată, a trei biserici, a trei confesiuni? Frate rector, mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare bună. O întrebare la care aș dori ca să nu mă hazardez un răspuns care nu-l cunosc. Nu sunt familiar cu mișcarea aceasta, trăind în vest, dar din spusele dumneavoastră și din introducerea subiectului meu, am notat că acest seminar nu este doar pentru Biserica Pentecostală, ci pentru Biserica Pentecostală Baptistă Creștin după Evanghelie, care, din câte știu eu, avem, cel puțin la nivelul bazelor de credință, aceeași credință. Observația dumneavoastră ne conduce la un punct foarte important legat de mișcarea ecumenică. Trebuie să avem, zic eu, modestia și echilibru sănătos să acceptăm că Dumnezeu s-a descoperit și celorlalți, că nu posedăm noi monopolul pe adevărul revelat al lui Dumnezeu. Care, plecând de la faptul că Domnul nostru Hristos se arată și la celălalt, care credeți că sunt limitele acestui concept numit unitate în diversitate? Dându-ne seama că la baza mișcării ecumenice există această dorință de a pune pe cei diferiți în unitate. Până unde se poate merge, în punctul nostru de vedere, în acceptarea acestei diversități, care ar fi limitele și care ar fi punctele după care această unitate în diversitate, de fapt, transformă părtășia creștină în altceva, în ceva periculos. Deci, și această întrebare este o întrebare foarte complexă și foarte bună și e nevoie de un răspuns clar. În ce privește cei care mărturisesc pe Iisus Hristos ca singura cale, ca adevărul și viața, cei care au mărturisirea de credință elementară în toate lucrurile de fundament, deci de temelie, care ar trebui un seminar de cel puțin o oră, două, trei, patru pentru a le dezvolta, acolo putem spune da. În ce privește ecumenismul practicat la ora actuală și mișcarea aceasta, când deja admiți ca frate pe cel care are o altă credință, care are o altă bază de mântuire, care nici nu-l menționează pe Iisus Hristos, este clar că este în afara Scripturii și este în afara Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Poate nu ar fi o idee rea ca un institut, cum este institutul nostru la București, să aibă o întâlnire împreună cu cei de la cult și să pună împreună bazele esențiale pentru a trăi în părtășie cu alte confesiuni. Nu ar fi rea această idee și această propunere. După câte dumneavoastră cunoașteți, în Statele Unite există o asemenea, să o numim, convenție, înțelegere? Adică împărtășirea comună a unor valori pe care, dacă le acceptăm, putem sta la masă? Și aceasta este o întrebare foarte bună. Noi din Statele Unite ale Americii, nu, din nefericire, nu am făcut o astfel de întrunire încă și, pe drept, cel puțin cu frații și cu liderii cu care am avut eu de a face, în multe instanțe ne uităm înspre dumneavoastră, înspre cult, înspre seminar, pentru a articula asemenea document.
dovada că noi nu am făcut până acum un astfel de simpozium, o astfel de întrunire sau convenție, și dumneavoastră ați făcut-o în cooperare cu noi, este o clară documentație căci ne uităm înspre dumneavoastră, dar cred că poate în cooperare ar trebui în viitorul apropiat, mai ales văzând cât de repede vine mișcarea aceasta, ca să avem un astfel de document și astfel de discuții. Aș vrea să aducem în discuție o altă tematică ridicată și ea prin întrebările celor care ne ascultă, urmăresc. Dumneavoastră ați menționat în timpul prezentării faptul că ecumenismul prezent în mișcarea NAR are niște rădăcini. Rădăcinile sunt evidente, ca de altfel a întregii mișcări ecumenice. Discuția, aș propune să o mutăm în zona dialogului interreligios. Există un dialog interconfesional între biserici locale, poate interdenominațional, între confesiuni creștine. E un dialog în cadrul creștinătății. Mișcarea ecumenică însă se extinde mai nou în dialogul interreligios. Se caută să se pună la masă religiile lumii pentru a se găsi o cale. Ce ne puteți spune despre această încercare de a pune împreună islamul și creștinismul în ceea ce se numește Crislam? Deci aceasta este un proces absolut normal vis-a-vis de mișcarea ecumenică. Miroslav Volf este acel care a fost admis în ecumenism pentru a face tocmai lucrul acesta. Vaticanul II a spus că și musulmanii trebuie aduși la masă împreună cu romano-catolicii și toți ceilalți. Aceasta este, nu trebuie ca să ai nici doctorat, nici masterat în teologie, ci doar un pic de discernământ spiritual și să citești Biblia doar un picuț, o dată sau cel mult de două ori, ca să-ți dai seama că acest lucru vine din, fără să jignesc pe cineva, din fundul iadului. Este o doctrină aberantă, este o mișcare clară înspre sfârșitul unui sistem care s-a numit creștin. Mulțumesc frumos. Desigur că există această idee, aș vrea să văd cum o vedeți dumneavoastră, cum o interpretați. Trebuie cultivat un echilibru între păstrarea identității confesionale, a propriei identități, și cunoașterea celuilalt și colaborarea cu celălalt, respectând particularitățile și identitatea celuilalt. Extrema ar fi să renunțăm la particularități, la convingeri, la dogmă, la ceea ce credem că este adevărul, ajungând la un numitor comun, cum s-a și întâmplat de altfel în mișcarea ecumenică, pentru a se face loc în părtășia mișcării ecumenice altora și altora, s-a renunțat pe rând la articole de crez. Aș face aici un exemplu. Dacă la început s-a spus că participanții trebuie să mărturisească credința în Sfânta Treime, ulterior s-a renunțat la acest denunț, lăsându-se loc și unitarienilor. Și atunci, este doar un exemplu, el continuă, așa s-a renunțat la chestiuni legate de etică, ulterior la aspecte legate de cristologie și încet, încet se diluează crezul și se ajunge la o mișcare, eventual sincretism religios, decât creștinism. Asta ar fi o extremă. Credeți că este posibil să existe totuși un dialog, având în vedere un interes comun? Avem aici două variante, fie ne războim, fie cooperăm. Un dialog care ar putea să aducă ceva bun sau este riscant? Că aici este marele argument și marea discuție. Până unde ar trebui să mergem în această discuție?
Iubiților, și această întrebare este o întrebare bună, contemporană, și răspunsul îl avem foarte clar din punct de vedere biblic. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dialogul este un termen de artă, în engleză cel puțin așa este, a term of art, care are o definiție specifică. Când intru în dialog cu cineva, trebuie să recunosc că și el este frate. Dacă voi intra în dialog cu un romano-catolic care are tot bagajul de doctrină romano-catolică, nu pot să nu îi prezint Evanghelia. Dialogul cu el și scopul meu, ca și dumneavoastră în România, care aveți câmp de misiune ortodox și români. Pentru a avea, odată ce stai la masă cu ei și spui că sunt frați, pentru ce mai faci evangelizări? Deci este o absurditate. Cuvintele din Sfintele Scripturi ne vorbesc clar că cei care se numesc frați și nu au același crez, aceeași învățătură, sunt cel puțin în lucrurile de căpătâi, nu îi putem numi frați și nu trebuie să stăm la masă cu ei nici de cum. Riscul este prea mare și permisiunea biblică, justificarea biblică, nu o avem. De fapt, istoric, poate în articolul voi menționa, istoric s-a creat această fisură între unul din care a fost profesorii mei, fostul G.I. Packer, de la Regent College și de la Oxford. El împreună cu John Stott erau prieteni cu Lloyd Jones, până în momentul când au încercat forțat să-l obige pe Lloyd Jones să stea la masă cu ecumenicii. Și Lloyd Jones, în cuvântarea lui faimoasă, a spus: nici de cum. Trebuie să tragem linia că nu avem nimica de a face unul cu celălalt. În alte cuvinte, cum a spus Tertulian anterior, ce are Atena de a face cu Roma în forma aceea? Mai avem timp pentru o întrebare. Mă grăbesc să o pun. În prezentarea dumneavoastră, în titlul prezentării se făcea referință și la componenta etică, la etica promovată în viziunea NAR. Desigur că timpul pe care îl avem la îndemână nu a permis atingerea tuturor fațetelor acestei problematici. Așteptăm cu interes articolul, forma lui publicată. Aș veni totuși cu această întrebare. Cum se poziționează noua reformă apostolică vis-a-vis de standardele morale promovate de Scriptură? Cum se regăsesc acestea în predicile lor? Condamnarea păcatului, spre exemplu, necesitatea transformării morale, a sfințirii, lupta cu patima, eliberarea de patima, formarea caracterului cristic în creștin. N-ar trebui să închidem această sesiune fără să punctăm și această componentă, zic eu, importantă. În ce privește etica, tendința de a ne uita la aspectele etice și aceste componente să domine gândirea sau părerea noastră este din nou o cursă în care cădem. Cel puțin în Statele Unite ale Americii, uitați-vă la mormoni. Sunt oameni, deși în teologia lor este permisă poligamia, dar sunt oameni care sunt recunoscuți căci nu beau nici cafea, nici cafeină, încearcă să evite orice lucru. Asta înseamnă că sunt buni sau sunt sfinți sau sunt pocăiți? Nici de cum. Nuanța de a merge la etică, fără să trecem în primul rând la doctrină, este o dovadă că și liberalismul lui Schleiermacher a intrat în gândirea noastră, și anume, când nu mai analizez ce este scris ca fiind de importanța primară și de crezul meu și de doctrina care eu cred, cum a făcut-o Sfântul Apostol Pavel, unde a spus: da, chiar contează ce doctrina ai, deja am intrat în eroare. Acum să vă răspund mai direct la întrebare. În etica mișcării New Apostolic Reformation,
observați și veți putea găsi clar că în momentul când a fost comisionat sau ordinat Todd Bentley, cu toți profeții lor care au care pretind că au descoperiri dumnezeiești, toți erau acolo la binecuvântat, a tremurat pe acel tatuat, care a spus că Domnul i-a spus pentru vindecarea unei femei să-i dea cu cizma în față. Care a spus că pentru vindecarea unei boli de stomac să-i tragă un pumn la cineva în stomac pentru vindecare. Deci un astfel de om, în etică, a fost pe platformă și în timpul când ei îl ordinau și aveau profeții pentru el, cât de mult o să facă Domnul prin el, el în momentul acela trăia activ în adulter. Asta este etica și acestea sunt profeții lor. Dacă Duhul lui Dumnezeu era în ei și nu era un duh străin, atunci bineînțeles că știa ce se întâmplă acolo și nu se azarda să facă astfel de lucruri. Vă mulțumesc frumos pentru prezentarea dumneavoastră și pentru dialogul pe care l-am avut.